ședința ordinară, în data de 1 iulie 2012. Până acest ordine de ani de zi, din provocator, cu cele două propuneri de suplimentare, da? Da. Dacă sunteți de acord cu propunerea de cine este pentru, împotriva, dar mulțumesc. Înainte de a intra în ordinea de zi, o să vă rog să votăm procesele verbale de la ședința ordinară din 20 iunie 2022. Dacă îmi permite, dacă să poftiți. La procesul verbal din ședința de la... Deschideți microfonul. Am vrut, dar nu vreau. Să vorbesc mai tare. Nu sunt deschis. E o scăpare în procesul verbal al ședinței din 20. Cred că nu s-a auzit pe înregistrare. Nu, la întrebarea mea dacă este singura adresă primită în atenția Consiliului Local, nu apare răspunsul domnului secretar. Da, am spus de prima dată. O să vă rog să facem corecturile. Da, dacă sunt alte obiecții, dacă nu votăm, cine este pentru? Abțineri? Potrivă? Intrăm în ordinea de zi, la punctul 1 al ordinii de zi, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Onești de anul 2022. Inițiator, Victor Laurențiu Mătină, primar. Domnul secretar general are cuvântul. Datorită faptului că bugetul inițial sumele aprobate nu a fost necesare cheltuielilor pentru controlul deficitului bugetar și în urma analizei execuției bugetare la partea de venituri și cheltuieli se constată depășirile anumite capitole bugetare la partea de venituri proprii, motiv pentru care este necesară redistribuirea acestora în funcție de necesități pentru derularea în condiții de normalitate și îndeplinirea cerințelor legale. Față de aceste aspecte expuse, supune spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost citit. Are cuvântul Comisia 1. Aviz. Comisia 1 a disfavorabil. Da, mulțumesc. Dacă sunt discuții, dacă nu supun votul asta, cine este pentru? Abține, potrivă nu sunt. Trecem la punctul 2 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2022 la patrimoniul Adis Bacău. Inițiator, Neghină Laurențiu, primar. Domnul secretar de jară, Sfântul. Având în vedere necesitățile financiare pentru desfășurare, am bine condiții a proiectului management integrat în deșeurilor în județul Bacău și posibilitățile de finanțare la nivelul județelor de piață administrativ teritoriale, se consideră necesar ca la patrimoniul asociației cotizația să fie stabilită diferențial în funcție de rangul UAP-ului. Astfel, cotizația anuală a municipiului Onești la patrimoniul asociației de dezvoltare intercomunitară pentru sanitizare pentru anul 2022, prin prezentul proiect de hotărâre se propune a fi în parte de 80.000 de lei. Luând în considerare cele menționate mai sus, precum și prevederile legale menționate, ponderam că prezentul proiect de hotărâre definește condițiile pentru a fi aprobat în forma prezentată. Raportul a fost citit, poziția 1. A disfavorabil. Dacă sunt discuții, dacă nu supun votul din asta, ce este pentru, obținere împotrivă nu sunt. Proiectul a trecut. Proiectul numărul 3, proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local 129 din 13 aprilie 2022, privind aprobarea organizării și finanțării unor evenimente cu valoare artistice și sportive de către municipiul Onești în anul 2022. Inițiator, Victor Laurențiu Mătină, primar. Domnul secretar general. Prin hotărârea 129/2022 a fost aprobată organizarea și finanțarea evenimentului recitalului de boli cu suma de 47.600 în scopul de a diversifica modalitățile de educație muzicală a publicului oreștean și pentru a oferi un divertisment de calitate în un segment cât mai larg de populație. Acest eveniment cultural-artistic a avut debutul în anul 2019, iar din cauza pandemiei COVID, a fost oprit prin derulat în anul 2021 cu o mare criză la public și aprecierea celor mai diverse categorii de spectatori. Prin prezentul proiect de hotărâre se propune modificarea articolului 1 literar de hotărârea Consiliului Local
2019, în sensul că se suplimentează suma alocată inițial la 95.200 de lei. Față de cele menționate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul a fost prezentat. Comisia 1. Aviz favorabil. Comisia 4. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții la marginea proiectului, domnul Zarzu. Da, am o întrebare cu domnul director la bibliotecă. Care sunt criteriile prin care se aleg artiștii care vin la această bibliotecă? Așa cum știți, Biblioteca Municipală Radu Roseti desfășoară de peste 15 ani un proiect care se intitulează Stagiunea Muzicală. De-a lungul timpului am început să fim cunoscuți la nivel național de foarte mulți artiști, instituții muzicale din întreaga țară, care vin spre noi an de an cu tot felul de proiecte, oferte. Prin recitalurile verii ne dorim să schimbăm puțin percepția publicului de masă și să organizăm niște concerte prin care să facem și educație muzicală. Tocmai de aceea alegem, noi ca și Direcția de Cultură, pe care le propunem apoi ordonatorului de credite, un alt gen de muzică, dar care prinde la public, așa cum s-a și observat. Spre exemplu, anul acesta, când la toate concertele, media spectatorilor a depășit 800. Avem muzică folk, muzică clasică, muzică de operă, tango, muzică populară, muzică tradițională românească. Iar criteriile care stau la baza selectării, mă rog, sau programării evenimentelor, sunt fie ofertele din partea artiștilor și prețurile, de asemenea, care nu se compară cu artiștii dance, care percep sume de mii de euro. Spre exemplu, evenimentul de mâine, la care vă și invităm, organizat de primărie prin Direcția de Cultură, vor fi 25 de artiști ai Filarmonicii de Stat din Sibiu, alături de Analia Selis, alături de un pianist talentat argentinian. Costul acestui eveniment este organizat de Filarmonica de Stat din Sibiu prin managerul Cristian Lupeș, originar din Onești. El mai are loc în Târgu Neamț și Piatra Neamț. Costul acestui eveniment în alte orașe este 25.000 de lei. La noi acest eveniment costă 11.000 de lei. Așadar, cred că putem face calitate și cu un preț decent, iar publicul, eu zic că gustă ceea ce facem noi și sperăm să continuăm. De asemenea, am dorit suplimentarea acestui buget, pentru că după pandemie, mai toți artiștii și-au schimbat onorariile, unii chiar și le-au dublat. Nu e neapărat să cheltuim această sumă, dar am vrut să fim siguri că avem alocat bugetul necesar pentru a face evenimente de calitate. Mulțumesc frumos! Exact acest lucru vreau să menționez, dar am să-l întăresc acum ca și idee, dacă nu l-a abordat domnul director, evenimentul de mâine este la mai puțin de jumătate de preț din prețul lui real. Chiar se străduiesc să negocieze mai mult. Evenimentele în mod normal costă în jur de 3, între 3 și 5 mii de lei. Evenimentele normale de... Ăsta e un lucru deosebit. 23 de instrumentiști de la Filarmonica de Stat din Sibiu și cu cei doi artiști care îi însoțesc. Zic că e de bun augur pentru... Acum să ne ajute Dumnezeu să nu ne fac frână bune probleme cu aia. Că au mai fost evenimente anulate. Dacă nu, probabil, domnul director, nu știu, pe ultima sută mai putem să-l mutăm în cinematograf? Dacă... Putem să mutăm, singura problemă e că trebuie să ne unim forțele pentru a mediatiza și pentru a anunța publicul din timp să, să vină la cinematograf. Să... Toată săptămâna am fost cu ochii pe vreme, badă ploaie, badă soare, acum e așa la... limita. De asemenea, aș dori să mai precizez că achiziția acestor evenimente se face de regulă prin Departamentul de Achiziții Publice, fie pe contractul de drepturi de autor, așa că nu încheiem noi direct. Există o procedură de transparență pe baza unor oferte din partea artiștilor. Da. Mulțumim, dacă nu este discuție. Dacă nu sunt
Cine este pentru? Cine împotrivă nu sunt. Trecem la proiectul 5, 4 sunt la urmă. Proiect de hotărâre privind aprobarea achirierii unui bun imobil, teren, proprietatea municipiului Onești, inițiator, Laurențiu Victor Nechilă, primar. Bunurile imobile aparținând domeniului public sau privat de interes local al municipiului Onești pot fi concesionate sau închiriate prin legislație publică în conformitate cu legislația în vigoare. Închirierea acestora prezintă un lucru de interes atât pentru municipalitate, prin valorificarea superioară a suprafețelor de reprezentare, sau ocupare de construcții proprietate publică, cât și pentru cetățenii orașului. Pe urmare celor expuse mai sus și conform prevederilor codului administrativ, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre cu privire la închirierea prin licitație publică unui bun imobil de teren proprietate a municipiului Onești. Raportul a fost prezentat. Comisia 1. La disfavorabil. Comisia 4. Favorabil. Dacă sunt discuții, dacă nu sunt votul dumneavoastră, cine este pentru? Potriva, abținem, nu sunt. Mergem la proiectul următor, proiectul 6, proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de cooperare a municipiului Onești cu Asociația Cinei Cultura, în vederea realizării în comun a proiectului cultural Caravana Filmului Românesc, capodoperă a regiunii cinematografiei naționale, ediția 10 2022, inițiator Victor Laurențiu Nechilă, primar. Primăria Municipiului Onești și Biblioteca Municipală Radu Rase te oferă publicului cinefil oneștean în fiecare vară ocazia de a viziona producții românești clasice și actuale realizate de cei mai cunoscuți regizori. Anul acesta se dorește o prospătare a acestui eveniment, care să ofere și posibilitatea unei educații cinematografice a Oneștenilor. Intenția proiectului Caravana Filmului Românesc este aceea de a crea în Onești timp de 7 zile evenimente de cultură cinematografică românească, prezentând proiecții de spectacole, proiecții în spectacole de seară, în aer liber, în parc municipal. La nivel local, prin acest proiect se urmărește și valorificarea din punct de vedere cultural al parcului prin organizarea unor activități culturale remarcabile pe beneficiul locuitorilor orașului. Față de cele menționate, vă rugăm să aprobați proiectul în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Comisia 1. Aviz favorabil. Comisia 4. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții, dacă nu supun votului dumneavoastră, cine este pentru? Abținere împotrivă nu sunt. Proiectul numărul 7, proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 59 din 2022, privind aprobarea programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Onești pentru activități non-profit de interes general aferent anului 2022. Inițiator, Victor Laurențiu Nechilă, primar. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 40 din 11 februarie 2022, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, s-au alocat pentru acordarea de finanțări nerambursabile pentru activități non-profit de interes general aferent anului 2023 suma de 150.000 de lei. Atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecției publice de proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanțare nerambursabilă din fonduri publice prin selectarea acestuia de către o comisie cu respectarea principiilor prevăzute de lege. Hotărârea Consiliului Local numărul 59/2022 aprobă programul anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Onești pentru activități non-profit de interes general aferent de anului 2023, care se organizează într-o singură sesiune. Prin prezentul proiect de hotărâre se propune a se organiza 2 sesiuni de finanțare. Având în vedere prevederile legale expuse, apreciem că proiectul de hotărâre prezentat îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local al Municipiului Onești. Raportul de specialitate a fost prezentat. Comisiile 1. Aviz favorabil. Comisia 4. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, cine este pentru? Împotriva, abținem, nu sunt. Trecem la penultimul proiect, proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 329 din 24 noiembrie 2021, privind darea în folosință gratuită a unui imobil cu destinația de capelă situat în municipiul Onești, strada Eternității, județul Bacău, către protocoliatul Onești.
inițiator, Victor Lorențiu Nedină, primar, domnul secretar general. Conform codului administrativ, Consiliul Local hotărăște darea administrativă, concesionare, intervenire sau darea în poziție gratuită a bunurilor proprietate publică a municipiului. Astfel, prin hotărârea Consiliului Local 229 pentru 2021, a fost aprobată darea în poziție gratuită a unui imobil cu destinația de capelă, situată în municipiul Onestea, de Comunității, către promotor de viață logică. După aprobarea preamului anterior, s-a constatat că situația juridică a terenului pe care este amplasat imobilul clădire nu este reglementată. În vederea reglementării acestei situații juridice, a imobilului compus din teren și construcție, la fel, se pune spre analiză și aprobare Consiliului Local proiecte de hotărâre în forma prezentată. Raportul a fost prezentat, comisiile, comisia 1. Aviz favorabil. Comisia 4. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului. Dacă nu se discuție, spun votul dumneavoastră, cine este pentru? Abținere, împotrivă nu sunt. Trecem la ultimul punct, probleme de interes local. Dacă sunteți scrie la cuvânt, domnul Sauzul. Vă rog să vă rog. Vă rog să permiți să mă retrag în modul astfel mici. Mulțumesc. Și mă trece și până începe. Domnul. Domnul Supremo. În această ordine, dacă mai nu mai sunt, cu vă solicitați. Domnul Sauzul, vă rog. Probleme legate de plan. Era în sfârșit în weekendul lui coșul de guvern din Barsnitz și sunt încărcat. Există o soluție. Un pic mai tare, dacă vreți, sau fără. Dacă există o soluție. Eu știu că sunt oameni și pe weekend pentru urgențele legate de parc. Voi verifica dacă e așa sau nu. Spus și cu serii în dumneavoastră de domeniul de sate bine și poate asta mai putea suplimenta aceste coșuri sau să mai putea boli urgențele. Asta ar fi una. Doar din până la 3-4 în weekend sunt oamenii la intervenție. Aia dimineața, la prima oră... Tot în parc, partea despre cascada lacului este lucrată. Restul de vegetalizare. S-a putea găsi o soluție a se curăța. Tot în insula de dreapta cascada... Pe insulă, văd, dacă vreți să problema tunsul ierbei de pe insulă, nu se poate rezolva, că e plină de ouă. Dar am intrat ieri, am pus singur pe insulă. Deci, am spus. Acolo iarba e bine și pe ce cu... Aveți numărul domnului Lenopoulos, el se ocupă de lacul, dați-i. Vă dau un număr și spuneți de regulă ce probleme sunt legate de lac. De circulație, am mai discutat subiectul ăsta, poate se găsește o soluție în acest sens. E vorba de trecerea peste calea ferată în steba Hău. Dacă s-ar putea interveni la căile ferate, astfel încât acea trecere de nivelată și dacă sunt tiruri, trecerea nu mai este atât de facilă ca trecere. Deci un zbor pe cauciuc cum se merge foarte pe țară. Deci acolo, dacă trec 3-4 firuri, se blochează cel puțin formul, sensul generativ. Da, noi putem face un adresul la căi. Am mai discutat în instituție aici, dar am zis să reiau discuția și în Consiliu, poate să ne facă o sprijină de supranumărat. Și o transmitem, dar e greu de comunicat cu cei din Măcării. Măcar din cercat, măcar din cercat. Cu siguranță, nu? A doua e vorba de semaforul de la Profi de Sus, de pe strada George Bacovia. Dacă s-ar putea suplimenta ca timp 5-10 secunde în plus, pentru că cine pleacă despre Profi spre piață, efectiv, trebuie să prindă o viteză foarte mare. Explicați problema asta domnului Bridar. Domnul Pidar. Da. Ok. Despre și Și pentru că trebuie să crească viteza și când crezi viteza, există riscul unor accidente în zonă. Ultima problemă care vreau să o ridic e vorba de lucrările care se fac în oraș. În speță am avut o sesizare din zona Coituri 27, se fac pavajele. Cei pe lângă pavaje, promisiunea este că până la sfârșitul săptămânii astea, uituzul în parcul Nadia va fi curat, urmând ca noi de luni să facem, de pe o să facă raporturile cu trotuarele noi și să băgăm pământ. Dar discuția care am avut cu construcția a fost că până la sfârșitul acestei săptămâni va fi luat toate resturile din betoane. Să aducă terenul la forma inițială. Da. Cum arată acum, nu prea
va fi, eu zic că până la sfârșitul săptămânii viitoare, sperăm să-l aducem la... O solicitare a unor copii sau procese verbale de recepție a acestei lucrări se pot pune la dispoziție? Doamna Angel. Doamna Angel, da? Mulțumesc. Asta e. Mulțumesc. Da, mulțumesc. Domnul Bujor. Da, mulțumesc. Datorită faptului că 4 ani am activat la București, am rămas într-o relație bună de prietenie cu foști și actuali parlamentari sau foști și actuali miniștri care de când în când mă mai vizitează. Săptămâna trecută m-a vizitat un fost coleg de-al meu, actual deputat de Dâmbovița, Radu Popa, care mi-a adus la cunoștință, băi, ce se întâmplă în oraș, că disconfortul care este, care... L-am luat și am mers, l-am dus până aproape majoritatea parcărilor și aleilor care se pun pavele și parcările care s-au construit și i-am spus că oneștenie se plânge un oarecare disconfort. Iar Radu mi-a zis, nu Marcele, la mine în Târgoviște, târgoviștenii ar suporta de 2 ori disconfortul care porți oneștenie dacă s-ar face ce se face la voi noi. M-am simțit puțin mândru și... De-aia solicit oneștenilor să aibă răbdare, fiindcă această lucrare, de aproape, dacă am înțeles, 80 de km lucrurile conducte. 70 km, plus 7, o să mai vină o conductă cea de la rețeaua de... Și a mai rămas surprins de faptul că, pe regnările lui pe țară, am văzut în multe orașe cum se pun pavele pe trotuare, dar, în general, se pun pe alei pe bulevardele principale, ca la noi. A zis că n-am văzut nicăieri să se ducă aleile cu pavelele până în scara blocului. De asta fac apel la oreșteni, să înțeleagă, să suportăm fiecare că, în timp, orașul nostru va deveni, zic, foarte frumos. Disconfortul ăsta l-am sesizat în momentul, nu în Orești, în alt oraș, de exemplu, în Oradea, când Borojan a început să sape, să facă, aș vrea să vă duceți să vedeți Oradea acum, să vedeți cum arată, dar după 5-6 ani de disconfort și de lucrări în continuu. Toată lumea a zis, mă, e extraordinar de frumos ce se face la voi, dar hai că am observat ceva, mai dus peste tot. Dau o idee, un sfat. Faceți în sensul legeratorii. De exemplu, la intrarea dinspre Bacău e un monument. La voivodul aici la gar. Mai e un zimbru sau nu știu ce la intrare în Onești. Propune să se facă în fiecare sengeratoriu câte un mic monument, să se pună câte ceva, câte... aveți pe Nade, aveți pe Ștefan cel Mare, aveți la Tescan pe George Enescu. Mic efort financiar ați putea planta în fiecare sengeratoriu câte un simbol, câte o emblemă, dacă nu a orașul cel puțin la zone, a Moldovei. Iar pe, tot în discuție cu el, ziceam, măi, nu știu dacă o să termine în legislatura asta primarul actual lucrările. Și atunci, știind că, în general, un primar, ca să-și realizeze obiectivele care și-a propus, îi trebuie cel puțin 2 mandate, l-anunț pe domnul primar că dacă cumva îi trece prin cap să nu mai candideze încă o legislatură, am să-l urechez așa părintește, fiindcă e păcat de muncă care se depune și să nu o continue să ducă la bun sfârșit ca orașul nostru să fie așa cum a fost orașul Floriduc. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul consilier. Ce vreau să vă asigur și din calculele și estimările mele, până la finalul anului următor, eu zic că vom ajunge cu aleile la toate blocurile din oraș. În această toamnă estimez că deja am discutat cu colegii de la DPP, cu conducerea DPP, să mai achiziționăm încă 10.000 de trandafiri pentru toamnă. Peste tot unde finalizăm lucrările acestei trotuare și totodată cu trotuarele venim și cu parcări și cu locuri de joacă și cu bănci și cu coșuri de gunoi, punem cumva zonele la punct. Iar din urmă completăm cu pământ, punem iarbă și vrem să punem de asemenea și trandafiri. Eu estimez că până la sfârșitul anului 2023 Oneștiu va ieși din acest disconfort. Data de 1 martie
2023 este cea de finalizare a rețelelor de apă și canalizare. Teoretic, după 1 martie anul viitor, nu vom mai avea probleme de săpături. Acum două zile am convocat conducerea Raja și constructori și toți proiectanți, supervizori, au fost la primărie, au promis că în două săptămâni, începând de luni, deși au început de ieri treaba, dar ei au estimat că încep de luni și în timp de două săptămâni vor reface toate trecerile între străzi, chiar dacă nu reușesc să fac toate calea Mărășești, dar cel puțin intrările unde se traversează șanțurile să repare acele zone. Ei au estimat că în două săptămâni termină toate aceste traversări. De asemenea, până la sfârșitul lunii au promis că rezolvă și Aicuza, zona Aicuza, acolo unde e foarte rău. Încearcă să intre până la sfârșitul lunii iulie și pe Emil Repreanu. Calea Mărășești va începe în perioada imediat următoare refacerea completă. Ei vor face o parte importantă din drum. Noi, odată cu ei, ne-am propus să facem cealaltă până în axul drumului. Adică când vom reface o stradă, cel puțin o bandă întreagă, diferența o vom face noi. Vedem dacă vom ajunge de comun acord să turnăm o dată sau... Vedem, dar oricum drumurile care se vor reface, se vor reface integral, nu doar fâșiuțe. Eu, după cum v-am spus, estimez că până la finalul anului 2023, mare treabă nu va mai fi de făcut în oraș, vor fi lucruri doar de detaliu. Așa că următorul primar chiar nu mai contează cine este, trebuie să se ocupe doar de întreținere, din punctul meu de vedere. Mulțumesc! Am mulțumit frumos! Cu rugăminte, parcarea pe trotuar. Înțeleg că acolo unde nu există posibilitate, asta e, trebuie să trecem în vedere. Dar pe Buciul 13, tocmai a fost făcut o parcare cu aproape 30 de loc. Datul folosit acum de două săptămâni. Parcarea este goală și aceleași mașini pe aceleași locuri, pe același trotuar. Urcă pe trotuar. Da, tot acolo nu s-a schimbat nimic. Am crezut că n-am. Bun. De ea auzit. În momentul în care vedeți, un telefon la poliția locală. Asta era. Nu tolerăm. Vom pune și stâlpișori pe capăt. N-am apucat să punem blocajul ăla, dar eu zic că ar trebui să ne civilizăm și să-și facă poliția locală treaba, dar nu poate să stea doar acolo. Dar în momentul în care ați observat, nu tolerăm. Odată ce le-am făcut parcarea acolo, nu mai tolerez urcarea pe trotuar. Mulțumesc. Am un secretar general. Da. Trebuie să fac niște precizări cu privire la intervenția domnului Cimbunișul de la procesul verbal. N-am făcut-o la locul respectiv, dar cred că e necesar să fie numărite niște aspecte. Potrivit codului administrativ, procesul verbal constituie o sinteză a dezbaterilor și nu o prevare cuvânt cu cuvânt ceva ce se discută aici. Deși, probabil din cauza reprezentării mele pe care sunt adesea criticat atât de din consilieri cât de colegii mei, cam 90% din ceea ce se discută sunt pe efortul colegilor mele, se regăsește în procesul verbal. Dar nu asta e problema. Trebuie să înțelegeți că de multe ori se vorbește peste. E greu. Ședința este înregistrată. E foarte greu să preiei și să scrii pe procesul verbal. În al doilea rând, în mod normal și așa cum spune și codul administrativ, intervenția fiecărui consilier este să ceară expres a opinilor exprimate de către dumneavoastră și nu de către altcineva. Dar trecem și pe lucrul ăsta. Mă bucur că ați ridicat această problemă, pentru că fac și eu din nou un apel la bunăvoința domnului primar. Poate vă găsim într-un viitor apropiat pe resursa necesară financiară, pentru că știu că sunt și alte primării, unde au un sistem modern, cu microfoane moderne, în sensul că nu dă voie să se înregistreze sau nu dă voie să
să apară decât cel care vorbește la microfon. În mod normal, cu protocolul administrativ, doar celui care îi dă cuvântul președintelui, președintele se consemnează în procesul verbal. Toți ceilalți care vorbesc pe lângă, chiar dacă spun lucruri interesante, vorbesc în afara ședinței. Asta e codul administrativ. Și poate într-un viitor vom avea și noi un sistem de genul acesta în care nu se mai permite să vorbească peste, se vorbește la microfon, se înregistrează, celălalt nu se deschide microfonul ca să vorbească atâta vreme cât președintele prinde vorba. Deci rugămintea mea este, poate pe viitor găsim și noi o soluție să ne digitalizăm. Da, tot din economie, domnul secretar. Din economie, nu, poate facem până mai pe părță, nu știu. Avem asta. Mulțumesc. Tocmai de-aia am zis că e să fac. Știu că atunci am zis. Înainte de a încheia, am eu ceva să spun. Știți foarte bine că n-am niciun interes în legătură cu farmaciile, dar se pare că a apărut o farmacie după 8 ani, 7 ani de când solicităm o farmacie nostru. Ea a apărut, nu știu acum, este fericit pe cel care s-a apucat de lucrul acesta și cred că îi trebuie făcută mai multă publicitate, în sensul că avem o farmacie și de noapte. Unde e? Nu fac publicitate acum. Scrie undeva. Cred că o farmă, dacă nu. Le mulțumesc, doamne. Eu am personal am avut probleme și am văzut pentru medicamente undeva. Mulțumesc mult. Dacă nu mai sunt alte probleme, de fapt la revizie.